Comunitatea ortodoxă română din Franța și din Europa Occidentală sărbătorește anul acesta 125 de ani de la sfințirea Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael de către episcopul Inocentie Ploieșteanul. Astăzi, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Paris a fost săvârșită de un sobor de ierarhi sub protia înalt preasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment a fost Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care la finalul Sfintei Liturghii a citit mesajul întâi stătătorului bisericii noastre. Comunitatea ortodoxă din Paris, din Franța și din Europa Occidentală, în centrul căreia s-a aflat întotdeauna Biserica Română din Paris, Catedrala Metropolitană Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael, sărbătorește anul acesta 125 de ani de la sfințirea acestei biserici de către episcopul Inocentie Ploieșteanu în anul 1892. În anii 1850, prin deacontur, această comunitate, formată din doar câteva sute de români ortodoxi, majoritatea studenți la Paris, dar și din câteva personalități din grupul pașoptiștilor, Ciaro Seti, frații Brătian, Golescu, Cezar Poliac, Scarlat Vârnav și alții. În fruntea acestei comunități a venit arhimandritul Iosafat Snahoveanu, ca păstor de suflete și părinte duhovnicesc. Arhimandritul Iosafat a înființat în anul 1853 Capela Română din Paris 22, râu Racine, unde românii ortodoxi s-au rugat până la cumpărarea, în septembrie 1882, de către regele Carol I al României, a bisericii în care dumneavoastră, cler și credincioși, vă rugați astăzi. Felicităm astăzi cu aleasă prețuire și bucurie pe înaltea Sfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, pe toți ierarhii Sinodului Mitropolitan, pe Părintele Parohul Constantin Târziu, împreună cu părinții slujitori Iulian Nistea, Jean Boboc, Andrei Stăneasă, erodiaconul Iosif și diaconul Viorel Nedercu, precum și pe consilierii și binefăcătorii acestei sfinte catedrale mitropolitane. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Preasfinția sa a oferit înalt preasfințitului Părinte Iosif, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o cârjă arhierească, o cruce de binecuvântare și o cădelniță pentru Catedrala Mitropolitană. Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul aniversării a 125 de ani de la sfințirea Bisericii Române din Paris, Catedrala Mitropolitană Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael, poate fi citit integral pe www.basilica.ro.